Realizarea viitoarei săli polivalente din Iași parcurge etapa finală. Cel mai important și mai așteptat pas a venit din partea executivului, care a aprobat prin hotărâre de guvern indicatorii tehnico-economice ai obiectivului de investiții construire sală polivalentă municipiul Iași, județul Iași. Este de fapt un angajament al guvernului care va prelua investiția și o va finanța prin intermediul Companiei Naționale de Investiții. Valoarea estimată este de aproape 100 de milioane de euro, documentația tehnică fiind realizată de către o firmă contractată de către Primăria municipiului Iași. Într-adevăr, o veste, aș putea spune eu, istorică pentru municipiul Iași, faptul că în ședința de guvern de ieri, de joi, a aprobat în sfârșit, prin hotărâre de guvern, finanțarea construirii sălii polivalente Regina Maria. Sigur, a deschis foarte multe controverse, că noi, că voi, că PSD-ul, că PNL-ul, că împreună, că pe rând. Un lucru este foarte clar. O asemenea investiție era așteptată în Iași, în regiunea de nord-est. Este meritul, să spunem, celor care au inițiat proiectul și aici n-aș vrea neapărat să ridic mie titluri de glorie, dar a fost un vis al nostru, o sală unică ca și design, care nu mai are corespondent nicăieri în lume. Sala, al cărei teren principal va avea dimensiuni de 60 de metri pe 30 de metri, va fi utilizată în permanență ca bază de antrenament pentru sportivi și va avea o capacitate de aproape 10.000 de persoane. Construcția va avea multiple facilități de servire pentru public, spații comerciale, garderobe, grupuri sanitare, puncte de prim ajutor și terase exterioare. Lângă clădirea principală va fi construită o sală de antrenament cu o capacitate maximă de 110 persoane. În cadrul complexului vor fi amenajate și terenuri sportive în aer liber, cu o suprafață totală de 1800 de metri pătrați. Lucrările sunt programate să dureze 2 ani. Compania Națională de Investiții are deja prevăzută în buget o sumă de bani pentru demararea lucrărilor în acest an. Proiectul tehnic este finalizat de noi de primărie, autorizația am eliberat-o, suprafața de teren a fost aleasă, deci nu ar lipsi decât licitația de lucrări, care bunei cu va dura 2-3 luni, uitați-vă cât a durat la Spitalul Regional de Urgență. Deci cred că dacă facem puțin efort, și o să mă deplasez personal la Compania Națională de Investiții pentru o discuție directă cu domniile lor, vom încerca să începem în anul 2024. Complexul sportiv va include străzi pe o suprafață de 5600 de metri pătrați, parcări, alei pietonale și spații verzi pe 60.000 de metri pătrați. Actuala sală polivalentă a fost construită în anul 1972, iar ultima reparație capitală a fost efectuată în anul 2007, când a fost refăcută hidroinstalația clădirii. Sala necesită investiții majore, de la reabilitarea termică și până la consolidare.